Sega, să vă arătați cum se dați trafic. Pentru a da un 360 flip, trebuie să ții piciorul din față cât mai pe mijloc, cam așa, și piciorul din spate cât mai pe îndoitura, pe placă, așa mai în afară. După ce se aranja picioarele în poziția asta, piciorul din față pe mijlocul plăcii și piciorul din spate pe îndoitura, când dai pop-ul, te lași pe spate și tragi placa sub tine. Când o tragi, lovești cu piciorul din față, se poate flipăni. Și atunci placa să veni la piciorul din față, prinzând-o perfect. Și piciorul din spate. Eteriza trick. Mergi mai departe. Trebuie să spui piciorul din față pe mijlocul plăcii și piciorul din spate pe îndoitura ei. Când ai pop-ul, trebuie să te lași pe spate. Când te-ai lăsat pe spate, tragi cu piciorul din spate, tragi placa sub tine și cu piciorul din față o lovești, ca să se poată flipăni. Când o lovești, se flipănește și vine exact la piciorul din față, ceea ce îți fixează placa drept. Și după aia duci piciorul din spate și gata, trick. Cam așa. Pa! Ai lovit, s-a învârtit, a venit, pa!